Dayan a vorbit cu tatălui Dani, iar el cu mama, apoi cu tatăl Dayanei, adresând câteva întrebări și cerând binecuvântarea. Să rămână! Bună, Dayana! Să rămână, doamna Eli! Bună, Dani, ce faci? Uite, am venit să vă pun niște întrebări acum. Da, eu sunt pregătită, nu știu tu dacă ești pregătit. Nu sunt pregătit eu, nu. Cum l-ați văzut în relațiile trecute și cum îl vedeți acum cu mine? Acum îl văd foarte bine, e altul, e schimbat. În relațiile trecute era... n-avea nicio treabă cu nimeni. Era mai nepăsător. E foarte nepăsător, ai... acum e schimbat total. A fugit vreodată de responsabilități sau când a dat de greu s-a dat bătută? Nu am fugit niciodată. Și vă place cum îl vedeți? Îți dai seama că îmi place. Și în ce fel e schimbat la momentul bine. Actual? Nu bine, foarte bine. O considerați pregătită să devină mamă în viitorul apropiat? Da, o consider, da. Și îl vedeți pregătit pentru căsătorie, pentru pasul ăsta, pentru familie, copii, cred tot? Cred că da. Ați mai văzut-o vreodată, sincer, să fie așa fericită și hotărâtă să facă un astfel de pas important? Nu, niciodată. Nu, e prima dată când o văd așa fericită. Chiar dacă mai avem discuții? Acum... apropo, și să știi că nu am zis, nici nu m-am gândit niciodată că nu te-aș plăcea sau nu te plac. Nu, chiar îmi place. Cât de ambițios e Dani când își propune așa ceva? E că e ambițios, e foarte ambițios. Când își propune ceva, nu se lasă până nu face. Ne vedeți pregătiți să facem pasul ăsta sau ar trebui să mai așteptăm? Eu zic că da. Care a fost momentul cel mai greu al lui Dani din viața lui și cum a trecut peste? Momentul cel mai greu a fost atunci, când a plecat el cu distracțiile alea, că el zicea că e bine și... Când dă de o problemă, cum procedează? Cum rezolvă sau fuge de problema respectivă? Sau îi place să rezolve probleme? De obicei, vă suna pe mine, vorbeam, discutam, dar aici, la ultima problemă care a făcut-o și cea mai proastă, cea mai grea nu m-a contactat. Asta e tare, să rezolve o problemă singur și mai rău s-a afundat. Puteți să-mi spuneți trei defecte la care trebuie să lucreze pentru binele ei, implicit pentru binele relației noastre, din punctul dumneavoastră de vedere? Da, aș vedea, nu cred că ar avea defecte așa mari. Așa e, vă înțeleg că... când iubești pe cineva, nu-i mai vezi defecte. Pasă. Când iubești pe cineva, nu-i mai vezi defectele. Eu, ca fiind fiica mea, eu nu-i văd niciun defect acum. Păi și Dayana nu-i fiica mea și la fel nu-i văd niciun defect. Și care credeți că e punctul sensibil al lui Dani? Un punct al lui sensibil? Până acum a fost familia. Și acum sunt eu. Cred că da, nu știu. După cum se vede, cam așa. Cred că noi am trecut pe planul 2. E și domnul Valentin acolo lângă dumneavoastră? Da, uite acum au ajuns cu mașina. Salut! Îmi pare bine să vă aud. Știți prin câte am trecut, dar mereu cu zâmbetul pe buze și mereu ținându-ne de mână. Știți și sper că vedeți cât de mult vă iubesc, respect și îndrăgesc fata. Că o văd perfectă, că eu simt că ea este aleasa și că este sufletul pereche și vreau să vă întreb amândoi dacă am binecuvântarea să-mi dați mâna fiicei dumneavoastră. Sincer și din suflet. Bineînțeles că suntem de acord și vă dăm, nu e niciun fel de problemă. Ce părere aveți despre noi doi și pasul pe care urmăm să-l facem? Credeți că suntem pregătiți amândoi să facem pasul ăsta? Mă, cred că pregătiți sunteți, dar dacă o să aveți nevoie de ceva, noi suntem aproape de voi, la orice. Niciodată nu o să vă lăsăm la greu. Vreau să știu din partea voastră dacă sunteți mulțumiți și împăcați și dacă ne acordați binecuvântarea dumneavoastră pentru pasul ăsta important pentru noi. Din toată inima. Vă mulțumim din tot sufletul că ne sunteți alături și că sunteți acolo. Și voi fi alături până închide ochii. Mulțumim frumos. Da, știu să ne întâlnim pe 10. Da, ne întâlnim, sigur. Acum eu am emoții. Da, e inevitabil asta, trebuie să ne întâlnim. Mă bucur mult că v-am auzit și că mi-ați răspuns la întrebări și că v-am auzit și pe dumneavoastră, domnul Valentin. Nu mai vine.
Dar ai avut ceva emoții, Dani? Păi a fost prima dată când am vorbit cu domnul Valentin. Aoleu! Da. Și când l-am auzit pentru prima dată. Aha. Și erai și după suspiciunea ta acum că n-ai fi foarte binevenit. Nu, noi mult spus binevenit. Poate, da. Mai, da. Și ți-a dat și binecuvântarea așa din prima la telefon. Da, v-ați privit în ochi, știi? Ce noroc am avut că l-am prins pe dânsul. Da, corect. Era pe locul mama ei. Da. Dar ce credeai că o să-ți spună? Ne mai gândim. Până să am apelul, nu aveam o problemă la asta. Dacă îmi pui implicit întrebarea, parcă-ți vine un fior, dacă zice nu. Da, corect. Când îmi pui întrebarea, atunci te gândești. Dacă zice, măi, în principiu da, dar mai stați și voi să vă mai cunoașteți, să vedeți cum e viața afară, știi? Se putea și asta. Se putea, era o probabilitate. Da. Și tu îi știi pe părinții lui Dani, adică pe mama foarte bine, dar chiar și pe tatăl lui Dani l-ai cunoscut. Până și tatăl lui Dani a stat o noapte în casa mireasă. Asta chiar a fost o premieră, nu cred că a mai stat vreun tată. Aș fi venit de multe ori în vizită și am și spus că eu am petrecut foarte mult timp cu mama lui Dana și ea mi-a spus tot despre Dani și ce trebuia să știu și ce nu vrea el să știu. Deci, pentru mine întrebările eu deja le știam, dar nu le știam poate din perspectiva lui tatălui, că cu el nu a avut așa mare apropiere, dar a fost foarte frumos. Și pe 10, uite, casa e cea mai aproape de... Așa, în 5 minute sunteți acasă. Ce credeți că faceți? Adică ce v-ați propus să faceți? Păi, având în vedere că a venit familia Dani din străinătate... Și unde stau? La noi acasă. Serios? Da. Au venit deja? Da, da. Bun, ei sunt acum în Bistrița. Sunt în Bistrița, dar cu apropiere de data de 10 o să stea la noi acasă. Da. Și o să ne strângem toți, o să vorbim. Pe 10 seara faceți un grătar în curte, să înțeleg? Pe 11, că e ziua mamei. Și pe 10 seara? Stăm și discutăm. Cred că o să ieșim la un local ceva și o să stăm acolo toți. Începem să vorbim. Dani nu vrea să mai stea în casă. Nu vreau să mai văd nicio casă, cred că o să dorm în curte o săptămână. Nici măcar casa ta? Nici, nu vreau să mai văd pereți, cred că o să dorm în curte. Stau așa din mare acces în moment. În mașină cred că dorm, nu vreau să stau în casă deloc, nu mai pot. Ok. Dom'le, fiecare cu plăcerile lui. Vrei să dormi în curte? Dormi în curte. Da. Dar știi că nu te oprești nimeni să dormi în curte aici. Dacă știi țânțarii, poate. Deși, stați, știți că noaptea țânțarii nu ciupesc. Că e... Da. Cum? Noaptea. Noaptea pe mine m-a ciupit cel mai tare. Nu în casă, afară. În seara dormim, din seara dormim lângă jacuzzi. Nu știu, domnule, eu pot să stau noaptea în curte. La mine și nu sunt țânțari. Deși seara este horror. Dar noapte nu mai sunt țânțari. În seara asta dormim afară. Așa. Afară? Vreți să dormiți afară? Da, ziceam Dani. Dorm eu afară. Ok. Bun. Deci, practic, luni seara mergeți la un restaurant. Pe 11 faceți un grătar că o sărbătoriți pe doamna Loredana și după aceea? Păi, actele. Da. Daiane. O să avem o nuntă, trebuie să mai stăm puțin pe aici pe lângă Ploiești, pe 20 de avem o nuntă a unui prieten. Aceeași nuntă? Nu. Ok. E un prieten foarte mare, dar nu știu să mergem acolo. Da. Și pe urmă mergem în Bistrița. Da, de aștept. Deci, practic, până pe 22 nu plecați de la... Nu știu, pe lângă Ploiești. Nu, cred că o să mergem la Sinaia, Brașov, poate și la mare un pic, adică sunt foarte aproape de ambele. Cam prin zona asta. Oricum, și vacanțele noastre se rezumă mai mult în România. Că, pe urmă, dacă îi plecăm în străinătate... Da, cam când ați planificat să plecați? Prin toamnă sau când? Cam, la sfârșitul verii. Da, cam a început toamnă, în septembrie, undeva pe acolo plecam. Păi și vulcanizarea? O să angajez, o să-i dau drum. Acum că stau în țară, îi dau drum. Păi da, dacă tu pleci... Păi asta, că stau aici, o să mă ocup și o să angajez pe cineva de încredere. Și o să am și pe cineva care să se ocupe în țară, să managerieze cumva toată situația. Nu o să stea închisă. Și tu, Daiana, în ce domeniu ai profesat sau vrei să profesezi? Încă nu știu. Eu am lucrat ca manager la un magazin de haine. Așa. Și încă nu știu exact. Pentru mine, dacă mergem în Germania, e ceva nou. Nu știu nici limba, nu știu engleză foarte bine. O să fie mai mult de lucru acolo. Dar nu luați deloc în considerare să mergeți în
în Spania sau la fratele tău? În Spania am putea merge, nu e nicio problemă, doar că noi vrem să ne axăm să strângem bani ca să ne facem casă. Și ce, în Spania nu se poate? Nu ajungi să strângi foarte mult. Sunt chiriile un pic mai mari. Chiriile, și salariile, salariile mici, câștigi cât să trăiești acolo, nu? Câștigi ca să pui și bani deoparte. Mm-hmm. Dar cum am spus, nu știm ce oportunități se ivesc acum după ce ieșim din casă. Poate, cine știe, găsim ceva și o să rămânem în țară. Nu știm, nu știm exact. Dar drumul ce știm momentan de acum și de până să intrăm în casă, aici ne-am axat. Când o să ieșim, poate o să stea altfel lucrurile. Dar oricum ar fi neaxăm să trăim numai întâi casă și porn. Să rămânem în România, da, de tot. Vrem să rămânem în România definitiv. Dacă ar fi după mine, n-aș mai pleca în sănătate. N-aș mai vrea să nicio formă, aș vrea să rămân aici, în Ploiești. Dar nu trebuie să terminăm, să facem casă. Cine știe, da.